Bună ziua și vă mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Este a doua dezbatere de acest gen la care particip și în calitate de membru al Comitetului Interministerial care încearcă să abordeze și această situație și cred eu că rolul acestor întâlniri este acela de a conștientiza cu toții la nivelul întregii societăți că aceasta este o problemă serioasă și pe care trebuie să ne recalibrăm măsurile pe care le luăm în mod constant, astfel încât să reducem aceste statistici care, iată, ne plasează din nou în fruntea Uniunii Europene, dar la coadă, ca să zic așa. Poate părea că instituțiile statului aici prezente nu fac mai nimic să reducă asta. Sunt foarte multe lucruri care se fac, dar care, iată, trebuie modificate, asta și spuneam, în mod constant, astfel încât să reușim să obținem rezultate mai bune. S-a vorbit de condiția socială aici. Spre exemplu, începând de anul acesta, la nivelul Ministerului Muncii Justiției Sociale, Solidarității Sociale, care a rămas cu justiția de când era doamna primar, Olguța Vasilescu, ministru, am recalibrat începând din acest an și încercăm să testăm venitul minim de incluziune, care este fostul venit minim garantat și care va încorpora și alocația pentru susținerea familiei și ajutorul de încălzire. Astfel de venituri care prin această recalibrare se debirocratizează situația astfel încât, spre exemplu, o familie mai, cu atât mai mult nevoie așa să nu mai trebuiască să facă 3 dosare la primărie pentru a obține cele 3 situații, ci fac unul singur, se mai rotunjesc puțin și cifrele pentru că nu sunt cele mai bune, dar momentan data își permite, să zicem, bugetul Ministerului Muncii. În paralel, spre exemplu, împreună cu Ministerul Educației, am lucrat la proiectul Reconnect, proiect pe fonduri europene, care a fost foarte, foarte bine urmărit la nivelul Comisiei Europene, pentru că a fost condiție favorizantă pentru acordarea de fonduri europene pentru 2021-2027. Reconnect-ul, practic, integrează bazele de date de la Ministerul Educației și unitățile de învățământ și Ministerul Muncii și agențiile județene de ocupare și formare, astfel încât să putem urmări trasabilitatea absolvenților din fiecare generație. Să vedem cât s-au angajat, în ce domenii s-au angajat, câți au rămas neangajați, câți au făcut o afacere și așa mai departe, astfel încât să putem să recalibrăm atât oferta educațională împreună cu Ministerul Educației, cât și oferta de formare și reformare profesională pe componenta de muncă. Eu nu vreau să monopolez aici discuția, vreau să amintesc, tocmai de exemplu, că aldăruse doamna primar Olguța Vasilescu, că îl știam și eu cu acel program pe fonduri europene, în care și mamele copiilor, acelea care nu și finalizează studiile, au putut veni la școală fie pentru o sumă de bani, fie pentru o masă caldă. Într-adevăr, acest program trebuie și s-a tot discutat să fie extins la nivel național, pentru că, iată, credem noi, ar putea fi o măsură dacă, în cazul proiectului pilot de la Craiova și-a dovedit succesul, trebuie testat neapărat cel puțin în mai multe zone sau poate chiar în toată țara, astfel încât să încercăm să facem ceva. Precum spuneam, facem chestiuni, dar cifrele încă ne arată că trebuie să continuăm să ne gândim și la alte chestiuni care le putem face. Nu vreau să monopolizez, vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Da, așa cum spunea domnul Bogdan Cristescu, orice investiție și orice plan în educație durează.